Și femeile din Orșova au avut parte de o surpriză astăzi de 8 martie. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, orșoveanul Darius Loga, în colaborare cu ONG-ul Club Femina, a împărțit flori celor 200 de doamne și domnișoare care lucrează la o fabrică din municipiu. De Ziua Internațională a Femeii, orșoveanul Darius Loga, în colaborare cu ONG-ul Club Femina, și-a propus să aducă un zâmbet pe fețele femeilor din municipiu. La ieșirea din fosta fabrică Takata, doamnele au fost întâmpinate cu felicitări și urări de bine pentru o primăvară frumoasă. Ziua Internațională a Femeii este un bun prilej pentru a transmite aprecierea noastră tuturor doamnelor, fie că ne sunt soții, mame, surori, bunici, fiice sau prietene. La mulți ani tuturor femeilor, a transmis Darius Loga pe pagina sa de socializare. Gestul tânărului orșovean a fost apreciat și primit cu entuziasm, astfel încât acțiunea să devină o tradiție de 8 martie și în anii următori.